Fraților, cum v-a venit ideea să porniți afacerea cu porumbei? Această idee mi-a venit din copilărie, când aveam vreo 6-7 ani. Părinții mi-au cadonat o pereche de porumbei și de atunci am început să mă ocup cu ei. La început nici aveam unde să-i țin și nici nu știam cum să mă ocup cu ei. Am început să-i țin cu găile împreună. Și a fost așa un caz că așa porumbii am avut, că ședeau pe cuibari, aveau pui și găinile i-au șuchit în cap până eu format penele, pielea pe cap și nu s-au ridicat, așa ședeau, pasele le-am lecuit, așa ca porumbii ieșei, i-am ținut vreo 10 ani și de la dânsă s-a început tot. A început tot mai mult, părinții mi-au construit mie atunci o casă specială pentru porumbei și mă ocupam foarte serios cu ei. Mă ducem la școală, luam puișori mici care nu-i hrăneau părinți acolo, ori... Mai scurt nu puteam fără ei. Mă ducem la școală, luam în geantă pui mici și în timpul recreației asta îi hrăneam cu mine. Vinem acasă, mama zice, du-te și te mai joacă. Eu, dacă așa mă punem lângă dâns și îmi plăcea să mă uit cum să sărută, cum să drăgostesc, cum hrănesc pui, cum zboară. Pentru mine asta era cea mai mare satisfacție în viață, ca să mă ocup cu ei. Și asta s-a prelungit până la armată. După aceasta, eu vreo 25 de ani n-am ținut porumbei. Așa că de acum vreo 6 ani în urmă, la mine și soția se ocupă porumbei, amândoi ne ocupăm. Într-o zi ea îmi spune că a venit o porumbiță la noi și la puișorii de găină acolo s-au alipit și nu se duce nicăieri. Și vreo 4 zile ca așa lângă noi stătea porumbița și ea. Și după asta i-am adus perechii. Și pe așa, câte o leacă, am început să îmi procur, să îmi caut pasăre. Acum am luat prin multe țări, unde s-o cot că pot să găsesc ceva așa mai calitativ și neobișnuit, mă stăruie să aduc singur. Pentru noi asta e viața acum. Eu înțeleg că e foarte greu, e foarte complicat, e costisitor, că undeva la vreo 100 de porumbei, 2000 de lei pe lună nu ajunge. Minimum, așa. Și asta în toată ziua trebuie să îngrijești, asta mâncarea. Pasărea e foarte sensibil la boli, trebuie igienă și fi foarte strict folosită. Două ori pe zi, ca eu șernim nasipul, îl curățim. Și trebuie să le dai dragoste. Ei când simt că le dai dragoste, atunci ești gata tot să te bucuri cu ceva plăcut. Și așa toată ziua, când eu, când soția, copiii n-au mare dragoste de porumbei. Nu știu, îmi pare că nu numai mie, majoritatea tineretul acum le place să-i vadă așa, de la cineva, de la departare, dar când vine treaba că trebuie, mai ales iarna, vreo 10 ori pe zi să intre acolo, să le dai apă caldă, că îngheață, să intre la puișori, te uiți, că se mai bat între dânși acolo, mai cade ou, pui din cuibar, mai scurt, atenție, trebuiește tare mult lor. Dar e interesant cu dânși, ei te liniștește, te... Nu știu, o satisfacție foarte mare primim de la ei. Și cred că de acum nu mai le putem niciodată. La mare nu putem să ducem de vreo 4 ani de acum. Câte păsări aveți acum? Nu, acum, în cazul dat, am la vreo 200. Am avut vreo 300 și ceva. Cu mama vreo 200. Nu, vara asta vreau să-mi construiesc două valiere mari pentru ei. Să-i mai dispărțesc. N-am toate condițiile necesare care trebuiesc până și așa, la nivel profesional. Dar ne stăruim să facem după posibilitate să fie cum trebuie. Câte specii aveți de ea? Specii undeva, vreo 10 specii sunt, dar am să reduc undeva la vreo 6. Aha. Fiindcă cu aceștia decorativi, ei nu sunt probleme. Dar cu pasărea zburătoare, ca să primești calitatea zborului care trebuie să dea fiecare specie, de dorit de o parte să trăiască, să mulțească, ca să nu strici rasa și în zbor fiecare are zborul lor. De atâta, fiecare trebuie să zboare de o parte. Ca zboare de o parte înseamnă că trebuie să trăiască fiecare de o parte. De atâta e foarte greu ca să-i pasăre zburătoare împreună. De atâta am să trec la vreo 6 specii, mai mult. Pur și simplu, eu pot să sunt și 20, dar dacă să ții mai profesional, ca să primești rezultate calitative profesionale, trebuie pur și simplu mai puțin.
Dacă pur și simplu așa să-ți iei, să-i mulțești, pur și simplu ca pasăre, nu sunt probleme, dar ei se strică rasa. Am înțeles, dar pentru ce cumpără lumea porumbei? Mulți pentru suflet cumpără, dar majoritatea au prefăcut în business. Nu, nu, dumneavoastră, îi creșteți, dar nu pentru dumneavoastră, adică e pe sursă de venit. Eu la 70% îi țin pentru suflet, la 70%, dar sunt nevoit să mai vând câteva, fiindcă sunt mari cheltuieli și în orice caz sunt mari cheltuieli și se mulțesc tare mult și totuna n-am ce faci cu atâta pasăre. Ca să-i rup capul ăsta, e un păcat, sunt nevoit să ne mai schimbăm, mai vindem, mai schimbăm pe mâncare pentru ei. Că ei mănâncă foarte mult, mănâncă. Dacă zic, hrănești foarte bine, undeva trebuiește vreo 8, vreo 10 feluri de mâncare să te dai. 2 feluri de grâu, minimum. Ors, uves, răsărite, mazăre, raps, malai, păsat. În afară de asta, legume. Trebuie să-i dăm salat, bostan, sveclă, morcov, ceapă, usturoi, tot asta, iarbă verde, tot timpul le dăm, nisip, var, lut și multe altele așa, corș de ou, fărmițăm ca să întărească, calciu trebuie să aibă numai decât. Pentru că altfel ei, pur și simplu, n-au sănătate, ei formează o pereche de porumbei pe an, poate să dea până la 9 perechi de pui. Și dacă ei în continuu iau ouă și pui în continuu, ca să formeze coaja aceea și cât timp stau ei acolo pe ouă, ei trebuie să aibă sănătate. Că într-un an, doi, dacă nu îi hrănești calitativ, îi distrugi pe un pasăre și nu are putere, sănătate ca să-ți dea ce e și gărim noi. Noi uneori, dacă eu am fost în Armenia la un cunoscut care se ocupă cu porumbei. Dumnealui are 4.000 de porumbei. Eu o să vă arăt, am fotografiat 4 valiere câte 1.000 în fiecare. Și îl ascult, ea că el le da drum afară la mâncare, la plimbare, acolo o oră, două s-a plimbat un valier și el numai le dă comandă și ei toți ca gainuși